A fost un sfârșit de săptămână foarte aglomerat pe litoralul românesc. Hotelurile și celelalte spații de cazare au fost pline, mai ales că mulți turiști și-au făcut rezervări din timp pentru această mini-vacanță prilejuită de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului. Atât turiștii români cât și cei străini au fugit de caniculă zilele acestea și s-au orientat pe litoral. Plajele au fost pline în weekend, iar după orele amiezii cu greu se mai putea găsi locuri libere. Hotelurile au fost de asemenea ocupate în proporție de 100%. Și vremea a ținut cu turiștii veniți pe litoral, unii pentru a se răcori în mare, alții pentru a se distra. Soarele a fost dogoritor, însă apa mării a fost perfectă. Ca de obicei, turiștii au fost împărțiți în două categorii. Unii au preferat stațiunea Mamaia, în timp ce alții au optat pentru sudul litoralului. Bugetele au variat și ele. Unii au ales să cheltuiască câteva mii de lei, în timp ce alții nu au avut prea mulți bani în buzunare. Cert este că toată lumea s-a distrat. Săptămâna a debutat însă cu vreme închisă și cu nori de ploaie, dar care nu au fost luați în considerare de cei veniți la plajă. Chiar și așa, turiștii au preferat să profite la maxim de aceste zile, mai ales că sezonul estival se apropie de final.